Munteanu pentru Izvoranu. Claudiu Niculescu marcat strâns de Martinović, spaniolul Delgado este suspendat. Pasa lui Bonfim către Bogdan Stancu reușește să respingă atacantul, despre care se spune că ar putea pleca la o echipă importantă în pauza dintre sezonul Sechei. Sechei către Bonfim, nu s-au înțeles cei doi, din nou Sechei. Izvoranu pentru Machado, așteaptă Lemnaru o pasă. Angelov către Bogdan Stancu, recuperează clujenii prin Izvoranu. Tănase plimbă mingea ca la handball în jurul semicercului, steliștii centrează, Tănase, Izvoranu reușește să centrează, Sechei respinge însă Izvoran. Șco pentru Bănel Nicoliță. Nicoliță centrează pe colțul lung. Bine, Huțan greșește și Steaua este la un pas de gol. Surdu a avut o ocazie uriașă. Iată faza de mai devreme. Centrarea lui Bănel Nicoliță spre colțul lung nu a fost o centrare rea. A greșit Huțan. Surdu a trimis în fața porții. Iar acolo... Să vedem cum bate Păcurar. Destul de bine, 6 metri. A ieșit Pantilimon, va fi din nou corner. Silviu Izvoranu a venit acolo, foști cu echipieri aici pe Bega până în 2007. În acest contraatac, Helder îi trimite lui Accente. În fața porții sunt Zicu și Nicolici, însă Accente este culcat regulamentar de către fază fixă. S-a respins Pantilimon, acum preluarea lui Zicu în careu. Zicu încearcă două driblinguri, până la urmă este deposedat. A câștigat acest meci, însă mai este timp de un atac, poate chiar două. Să vedem centrarea lui Sepsi, pe 6 metri respinge fără probleme Izvoranu, un șut ratat. Mendy respinge. Datorii istorice, să-i spunem, pentru transferul lui Ilie Iordache. Lansat Valentin Lemnaru, care poate ajunge singur cu portarul. San Petersburg, unirea Urzicenii de la ora 19:30 de minute, iar joi de la ora 21:30 de minute, Hajduk Split. 20 de minute, să spunem. Nu cred că se mai poate întâmpla ceva surprinzător în această partidă. Și probabil a remarcat și el evoluția lui Kipciu. Să-l vedem acum pe Năstăsia. A încercat un cărtui pentru Ilieș. Se descurcă totuși Izvoranu în fața veteranului brașovean. Niculescu. Ofensiv care a izbutit să marcheze de 20 de ori în acest campionat. Punctul slab rămâne defensiva, cea care a și cedat în minutul 8. Își căuta un coechipier de marcat, trimite către Păcurar, 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 este însă contrat de Izvoranu. Am atat împotriva Stelei, exact acest lucru s-a întâmplat astăzi. Acum la Tovlevic pentru Cristi Tănase, Tănase în fața porții pentru Bogdan Stancu, resping însă... Atacă Astra exact ca la handball pe semicerc, cu mingea purtată dintr-o parte în alta a terenului. Acum o verticalizare, să spunem. Respinge Izvoranu, nu foarte departe cu cei din apărarea Astrei. A fost până la urmă deposedat. Mihalcea a încercat să scape de Izvoranu. Acesta însă i-a citit intenția și a câștigat duelul. O minge jucată către Mendy, iată un pressing foarte bun și care dă rezultate al celor de la Astra. S-a grăbit Strătila, a vrut să-i trimită lui Fatai. Are rămâne cu doar două schimbări și cu Astra atacând în prelungiri. Seto Takayuki aruncă mingea în careu, respinge Izvoranu de acolo și Boștină. Cu Izvoranu a trimis un lung de linie în față către Stoian Vranjes. Voiculeță era acolo cel care s-a luptat cu Boștină, recuperează Izvoranu. Încearcă să scoată mingea în ofensivă jucătorii lui Opluș. Matei către Daniel Orac, însă Izvoranu
are o intervenție de ultim moment. Doar Zie, Dia, Bate și cu Scar Atache au rămas undeva la mijlocul terenului. Centrare periculoasă, Marković, gol! Golul egalizator marcat de Usman Îndoie. 1-1 în minutul 18. Dinamo reușește să egaleze. Un marcaj slab al lui. Але foarte riscuiu. Eto polovnia Pazarova nemaye. Кардушова. Кардушов. Ходить через Медведчик і що робить? Ні. Не вдалося ні прозварано. Хороша передача, скидка, Лопес, штрафному майданчику, Лопес падає, є пенальті, чи штрафний удар, все ставить арбітр. Два проти, три проти трьох, там ще допомагає Ібраїмі з глибини поля, Дуляй йде передачу, Скоба, передача, порожні ворота, да, дотягується вот, Ібраїмі. Міг же забити. Тому що Пічкур, да, по-моєму, в центрі, да? Ілі Пічкур. Вважаю, що взяття воріт не було і гра продовжується. Ну, я думаю, що Будко просто удар не получился з лівої ноги, якщо б він підняв м'яч, там без проблем м'яч був би в сітці. Ну, зараз Будко знову з м'ячем на правому фланзі. Грати у силовій боротьбі. Гоє продовжує атаку своєї команди, віддає пас у напрямку форвардів, але ні, тут перехоплення. Чудово грають центральні захисники Волині. Атака продовжується в Волині, поки що не поспішають вони. Важко йти вперед. Пищур вже втомився, наївся він ще у першому. Будко грає у центр на Шарпара. Шарпар побачив знову ж таки Хав'єра, і Хав'єр п'ятою намагався, класно намагався п'ятою скинути м'яч на Дениса Олійника. І Зворано. Класний пас на нападника і бореться за м'яч. Турбуватися іншим гравцям центральної зони, коли Едмар у такій формі, коли Едмар ловить свою гру. І Зворано щойно класно обіграв він. Панас намагався пробувати, залишається з м'ячем футболісти. Волоні Ільків навішує. Не дотягується Ндої. М'яч летить у порожні ворота. І зараз рятують. У відповідний час опинився партнер і син Дої, який дивиться, як промахнувся. Але вже це надто коротку передачу віддає партнер. Але Павлов перед поля. І Зворану з м'ячем на правий фланг. Будем так говорить, Будко отобрал у себя забитый мяч. Должен был забивать обязательно. И удар, який момент, еще раз у Волині. Прекрасно бьет через себя.